National Institute for Occupational Safety and Health, NIOSH, spune că industria parfumurilor folosește în jur de 3000 de ingrediente sintetice, cea mai mare parte sintetice, dintre care 900 sunt și toxice. Și problema pe care a ridicat-o într-o discuție Jessica Alba, de la ea am aflat, sigur ea nu folosea, nu cita acest studiu, însă am căutat pe net și într-adevăr este unul cât se poate de serios și afirmațiile ei sunt cât se poate de susținute științific. Practic vorbim despre acele parfumuri pe care le folosim și din păcate combinația aceasta nu este divulgată. De cele mai multe ori în spatele rețetei și confidențialității, mă rog, ineditului, secretului combinației dintre aceste ingrediente, păi ele practic nu sunt date publicității și nu știm ce conține cu adevărat, ce substanțe conține cu adevărat parfumul pe care îl folosim. Ca să nu mai spun de prețurile pe care aceste parfumuri le au. Practic, Jessica Alba spunea în acel interviu că cele mai toxice substanțe care există în casa noastră sau, să spunem, cele comune, pentru că sigur că fiecare casă are ineditul ei, dar cele comune sunt parfumurile și că ar trebui să ne îndreptăm către a renunța sau măcar a diminua cantitatea de parfum pe care o folosim. Și mi s-a părut interesant, vă spuneam, și acest studiu realizat de cercetătorii de la National Institute for Occupational Safety and Health legat de numărul de substanțe toxice pe care le conțin în general parfumurile. În general sunt cam 3000 de substanțe, o parte nu sunt toxice, dar cel puțin 900 sunt toxice și foarte multe sunt sintetice. Ne afectează, ce înseamnă toxic, ne afectează sănătatea, pot să creeze mari probleme de sănătate ulterior, unii specialiști sunt de părere că ar fi și cancerigene, că ar genera o grămadă de probleme de sănătate, printre care și boli de piele și nu numai. Da, deci parfumurile astea care ne plac nouă foarte mult și care sunt și extrem de scumpe și prețurile au crescut în acest moment în majoritatea produselor, deci la parfumuri, sunt și foarte nesănătoase. Ce ar trebui să facem? Ei bine, există soluții, parfumuri fără alcool, parfumuri care sunt uleioase, parfumuri naturale, parfumuri bio, există variante în așa fel încât ne putem face corpul să miroasă frumos. Ne vine greu a crede atunci când încercăm un parfum care miroase a fresh, miroase a frezii, a flori proaspete de primăvară, ne vine greu să credem că acesta ar conține atâtea substanțe toxice. Este bine, iată că marile vedete ale lumii atrag atenția cu privire la astfel de studii. Noi nu prea ne aplecăm asupra unor astfel de informații, ni se par altele mai importante, dar pentru sănătatea noastră este bine să mai citim din când în când niște astfel de studii. Urmărind un Reels de pe mai știu ce platformă cu Jessica Alba, mi-a tras atenția ce spunea și am vrut să văd dacă este cu adevărat real. Și iată că așa e, până la urmă, nu știu cum și care variantă, dar cert este că voi căuta, voi cerceta care sunt soluțiile pentru a mirosi frumos, dar a fi și sănătoși, a ne păstra starea de sănătate. Cred că este de datoria noastră să ne păstrăm starea de sănătate pe o perioadă cât mai lungă de timp. Corpul cu care suntem înzestrați este un dar și avem datoria de a-l păstra sănătos. Mie îmi plac foarte mult parfumurile. Cred că fiecare femeie sau multor femei le plac parfumurile și îmi va fi greu să renunț la sticlele. Multe dintre ele nu sunt, vă dați seama, pe final. Pentru a fi mai bine, pentru a face un lucru bun pentru sănătatea mea. Însă, cred că ar trebui să ținem cont de asta și sunt convinsă că există soluții ca în orice variantă. O să fac un alt video și legat de manicura,
timp de mai bine de 15 ani am folosit manicură semipermanentă cu gel, în orice caz o manicură care presupunea întărirea substanței respective prin lampa UV, dar am citit mai multe variante, am vorbit și cu medici, nu sunt sănătoase aceste lampe UV pentru pielea și pentru unghiile noastre, așa că într-un final am hotărât și nu mi-a fost ușor, vă dați seama, 15 ani am avut unghiile frumoase în orice condiții, de foarte puține ori mi s-a întâmplat să-mi sară oja de pe ele, vă dați seama, este o substanță foarte rigidă care te ajută până la urmă să ți le păstrezi pe termen lung, dar o să vorbesc și despre asta și despre soluțiile pe care le-am găsit și despre importanța pauzei și lăsării unghiilor să respire. Deocamdată, haideți să încercăm să găsim niște variante de parfumuri sănătoase. Să ne revedem cu bine mâine dimineață!